Doamnelor și domnilor, cum s-a ajuns aici, la numai o lună după alegeri? În 11 decembrie, PSD-ul a repurtat o mare victorie. Dar după aceea, doamnelor și domnilor, după aceea, cu o ciudată strategie tip kamikaze, a intrat în coliziune frontală cu o parte însemnată a societății românești. A promis în campanie ceva și în primele zile s-a apucat de altceva. Pohta ce ați pohtit, grija ce ați avut-o, se vede că nu a fost cea declarată în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prima prioritate, grija primă a fost să... Grija primă a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. Și românii sunt indignați și revoltați.